Păi, ca să răspundem la întrebarea asta, trebuie în primul rând să realizăm sau să acceptăm faptul că trăim într-o lume spirituală. Știi, vestita vorbă, a întrebat cineva în secolul 20, a afirmat, de fapt, cineva în secolul 20, secolul 21 va fi spiritual sau nu va fi deloc. Este spiritual. Secolul 21 este clar deja, este un secol spiritual, numai că spiritualitatea secolului 21 nu este întotdeauna o spiritualitate biblică sau sănătoasă. Omul s-a luptat încă de la crearea lui și se luptă și astăzi cu sincretismul religios. Tot adaugă. Ia o bucățică de prin creștinism, care sună lui mai bine, mai adaugă ceva de prin ocultism, de prin păgânism, de prin filozofie, de prin cultura grecească și creează așa un cumul de lucruri care plac lui, dar care sună bine, însă nu sunt creștine și nu sunt nici sănătoase. Deci da, trăim într-o lume spirituală, iar spiritualitatea noastră în cadrul acestei lumi nu este de multe ori una sănătoasă și ca atare uneori întâmpinăm probleme pe care le punem pe seama a tot soiul de forțe spirituale. Unele dintre ele sunt generate de forțe spirituale, altele vin din faptul că ne-am poziționat greșit în secolul ăsta spiritual. Și acum întrebare: se prind sau nu blestemele? Ce sunt blestemele? Eu le-aș zice binecuvântări pe dos. Adică dacă Dumnezeu binecuvântă, Dumnezeu își dorește să facă binele. Binecuvântarea, în esență, este o vorbire de bine însoțită de binele făcut de Dumnezeu. Blestemul este pe dos. Este o dorință de a face răul. O formă prin care diavolul, nu poate singura, dar una dintre ele prin care diavolul încearcă să facă rău oamenilor. Sau oamenii încearcă să facă rău altor oameni invocând blestemele. Ei, și pentru că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul, spune Scriptura, oamenii nu-L pot folosi pe Dumnezeu să blesteme. Și atunci folosesc pe celălalt, încercând să direcționeze spre oamenii pe care nu-i plac, care cred că le-au făcut rău, tot soiul de cuvinte, expresii, modalități prin care să le creeze răul. Eu am zis că Dumnezeu nu poate fi ispitit să facă răul. Avem exemple foarte multe prin Vechiul Testament în care Dumnezeu, dacă ai făcut ceva rău, așteaptă-te să vină în urma lui ca un efect blestemul. Dacă ai făcut ceva bine, așteaptă-te să vină binecuvântarea. Întrebarea majoră care se pune, că foarte multă lume și când discutăm foarte mult despre blestem, ne ducem adeseori în Vechiul Testament și rămânem acolo. Întrebarea care se pune, care mi se pare mai pertinentă, este: în epoca noastră, în creștinism, se prind blestemele de creștini, de oameni care profesează, care își mărturisesc credința în Hristos? Iar eu zic că nu. Nu se prind. Sunt trei motive pe care le putem găsi fundamentate în Scriptură, mai ales în Noul Testament, pentru care blestemele nu se prind de credincioși. 1. Dumnezeu este puternic. Este atotputernic. Și ca atare, ceea ce binecuvântă Dumnezeu nu poate blestema cel rău. Cel rău nu poate lua binele spus de Dumnezeu și să pună în loc lui răul. Noi nu putem gândi, Scriptura nu ne dă voie să gândim realitatea ca fiind formată din bine și rău, două forțe care se păstrează în echilibru. Asta este filozofie. Asta poate să fie o învățătură platonică, dar nu este creștinism. În creștinism, binele reprezentat de Dumnezeu este forța atotputernică. Dumnezeu este atotputernic. El este deasupra tuturor, inclusiv a diavolului, cu toate strategiile pe care el le poate avea. Deci asta e unul dintre motivele pentru care blestemele nu se prind. Al doilea motiv pentru care cred că blestemele, și Scriptura spune că blestemele nu se prind, este moartea și învierea Domnului Hristos. Galateni 3:13 spune foarte clar că Hristos a făcut blestem pentru a ne scoate de sub blestem. Hristos a luat blestemul nostru și l-a pironit pe cruce. Dacă Hristos a murit și credem în jertfa pe care Hristos a făcut-o pentru fiecare dintre noi, de ce am mai crede că există blesteme ce se pot pune peste noi pe care Hristos să nu le fi purtat? Tot ce a fost este și va fi incantat, spus, trimis peste viața unui creștin, se lovește de marele monument, că avem noi și o cântare pe tema asta, din viața fiecărui creștin, crucea.
Crucea lui Hristos a fost, este și va rămâne puternică. Sângele lui Hristos va rămâne suficient de puternic în viața unui credincios pentru a-l apăra de orice blestem spus de către oricine. Poate diavolul în persoană să-l blesteme. N-are o forță pentru că Hristos este mai puternic. Deci, de ce nu cred că se prind blestemeri? De ce Scriptura afirmă asta? Unu, pentru că Dumnezeu este atotputernic. Doi, pentru că Hristos a murit și a înviat El făcându-se blestem pentru noi. Și trei, mai este un lucru. Dacă te uiți în Vechiul Testament, în toate pasajele care vorbesc despre faptul că Dumnezeu a blestemat ceva, a blestemat un om, a blestemat sau oamenii au căzut sub blestemul lui Dumnezeu, în toate există o forță care face acel blestem să existe, legea. Neîmplinirea legii atrage blestemul. Dar forța asta a fost înlăturată iarăși de Hristos, care este pentru noi împlinirea legii. Din moment ce nu mai ești judecat pe baza împlinirii sau neîmplinirii legii, ci ești judecat de către Dumnezeu pe baza credinței sau necredinței tale în Hristos, unde mai este forța blestemului? Cum mai poate pătrunde un blestem în viața mea? Poate să-mi spună cineva, ești blestemat pentru că ai călcat porunca cu tare. Da. Dar cred în Hristos. Iar Hristos este împlinirea legii, este neprihănirea care mi-a fost dată mie. Câtă vreme boldul morții este păcatul. Forța blestemului, baza blestemului este legea. Amândouă au fost frânte. Și a rămas doar credința în Iisus Hristos ca Domn. Pentru astea nu pot să cred că un creștin crede că poate fi blestemat. Să le citim prin jertfă. Scrie că Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare. Care erau lucrurile viitoare? Cele ale Noului Testament. Vechiul Testament trebuie văzut prin lumină. Tot Vechiul Testament vorbește despre Hristos, despre venirea. Încă din grădina Eden se prorocește venirea celui care va zdrobi capul șarpelui. Și în Noul Testament ce s-a întâmplat? A venit. Și a zdrobit? A zdrobit. Cum? Prin jertfă. Prin cruce. Și a ieșit victorios. Și toți ai lui sunt victorioși tocmai prin victoria lui. Nu mai există bază pentru blestem. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Cine poate blestema un copil de-al lui Dumnezeu? Vă aduceți aminte momentul în care Balac este chemat de către Balac să blesteme poporul. Și ce spune Balaam? Pot eu blestema ce-a binecuvântat Dumnezeu? Nu. Și unde era? În Vechiul Testament, într-o societate profund ocultă, folosindu-se de toate instrumentele, poate unele dintre ele nici nu ne știm noi, pentru a blestema, pentru a face vrăji. Și s-a lovit de forța celui atotputernic. Ce blestem, încă de atunci, ce binecuvântat Dumnezeu, nu putea fi blestemat. Și pe ce bază cred creștinii astăzi că ceea ce bleastămă un nei ca nimeni de pe stradă sau o tanti de pe nu știu unde poate să aibă forță? Eu n-aș zice că pe baza experiențelor pe care le trăiesc, ci pe baza interpretărilor pe care le dau la experiențele pe care le-au trăit. Adeseori interpretări care nu au de face cu Evanghelie. Da, am mai auzit treaba asta. Am simțit în cameră o prezență străină. Sau mi se întâmplă să simt o luptă care se dă împotriva mea. Iarăși suntem în Noul Testament, Efeseni 6, ultima parte a capitolului, Apostolul Pavel ne spune foarte clar că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Nu avem de luptat împotriva oamenilor. Bătălia noastră, odată ce suntem ai lui Hristos, noi ne-am dus împreună cu Hristos pe câmpul de luptă. Ne ducem viața acolo, continuu. Și împotriva cui luptăm? Păi împotriva, ce zice apostolul acolo? Căpeteniilor, domniilor, stăpânitorilor acestui veac, duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Te înspăimântă dacă te gândești așa. Ei, de acolo vine prezența pe care o simți. Este absolut normală, dar aici am câteva sfaturi. Iarăși prinse cumva în ceea ce spune apostolul Pavel acolo, îi chem pe toți să citească Efeseni 6, ultima parte a capitolului. Primul, când simți o prezență, sau când ai de dus niște lupte din astea spirituale foarte amare pentru tine sau care te înspăimântă, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să rămâi evanghelic, să rămâi ancorat în Evanghelie. Ce zice apostolul acolo? Cum să lupți?
Că după aceea zice, luați toată armura lui Dumnezeu, îmbrăcați-vă ca să puteți ține piept în ziua cea rea și așa mai departe. Ce să faci? 1. Rămâi ancorat în realitățile Scripturii. Care sunt acelea? Păi rămâi cu adevărul. Rămâi în credință. Rămâi în Scriptură, sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Rămâi în neprihănirea lui Hristos. Nu-ți făuri o altă neprihănire. Este suficientă neprihănirea pe care ți-a dat-o Hristos. Dacă rămâi așa, n-ai de ce să te temi. Tot pasajul acela, chiar dacă descrie o bătălie cumplită împotriva duhurilor, nu transmite nici pe departe teamă. Există, Dumnezeu își îmbracă poporul, își îmbracă soldații în armură, există argumente pentru care ei vor sta în picioare, pentru care nu vor cădea, inclusiv în ziua cea rea. Cum? Făcând lucrurile astea, rămânând ancorați în adevărul Scripturii. 2. Dar mai vreau să mai zic câte ceva pe zona asta. Știi că la un moment dat domnul apostolul Iacov zicea așa, Iacov 4:7, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Cui? Diavolului. Păi și cum te poți împotrivi lui? Supunându-te lui Dumnezeu. Da, sunt foarte multe formule pe care oamenii le folosesc. Mie mi se par mai mistice, ca să nu zic apropiate de zona așa New Age, un pic ocultă, un pic așa magic. Să nu zic ocult, să zic un pic magic. Eu nu cred foarte tare în astfel de formule. Formulele în sine n-au putere. Cuvintele sunt puternice, dar marea putere pe care cuvintele și-o extrag și cuvintele astea, sângele lui Hristos și așa mai departe, vin din sânge. Vin din persoana lui Hristos, vin din trăirea împreună cu Hristos. Eu nu zic să faci incantații, eu zic rămâi în Evanghelie. Fii true, fii adevărat cu tine însuți, fii onest, fii onest cu ceilalți, trăiește adevărul, citește Scriptura, roagă-te, umblă în neprihănirea lui Dumnezeu, ai credință. Astea sunt lucrurile pe care Scriptura ne le lasă ca arme. Nu rostește. Bine, rostesc, dar dacă nu cred, pe lângă faptul că trebuie să rămâi în Evanghelie, nu privi hăul în ochi. Sunt unii oameni care trăiesc așa o soi de atracție față de rău, față de hău. Apostolul Ioan scria în Apocalipsa despre adâncimile Satanei. Nu privi hăul în ochi, privește pe Hristos în ochi. Nu dezvolta o apropiere, o aplecare înspre rău. Când privești hăul în ochi, hăul te cheamă pe nume, vrea să sari în el. Nu te lăsa fascinat de rău, ci lasă-te fascinat de bine. Caută binele. Și mai este ceva, două lucruri că mai vreau să scriu. Dacă simți că prezența nu se duce, prezență care nu este egal blestem, dacă simți că prezența, nu blestemul, o prezență străină și răuvoitoare, să zicem așa, străină și răuvoitoare, nu se dă dusă. Este vreme să apelezi la biserică. Nu ești singur. Trebuie să înțelegi că tu nu ești singur în bătălia aceea. N-ai fost și nu vei fi niciodată singur. Tu ești împreună cu toți sfinții lui Dumnezeu. Și există ajutor care îți poate fi dat de către biserică. E vremea să cauți un preot, un pastor, e vremea să cauți un om al lui Dumnezeu care să stai de vorbă, care eventual să te mărturisești, care eventual să facă cu tine pașii aceia inițiali sau pașii până când prezența se duce. Trebuie să știi că ea se poate duce, dar dacă îți deranjează viața într-un mod cumplit, atunci caută ajutorul bisericii. Remarcă un lucru, zic ajutorul bisericii, nu al psihologiei. Eu cred în consiliere. Cred că important câteodată ca acea consiliere să fie făcută de oameni care îți pot prescrie eventual medicamente pentru unele probleme, dar sunt probleme spirituale la care trebuie să ne adresăm spiritual. Și atunci caută ajutorul cuiva care te poate scoate de acolo împreună cu biserica. Tu ești partea unei familii. Caută ajutorul familiei. Cu cât vei fi mai mult singur, cu atât vei fi mai ușor de abuzat. Chiar și de acea prezență. Cu cât însă te îndrepți înspre biserică, cu atât transmiți că tu ești al cuiva și acel cineva are în lumea asta o împărăție, o familie. Și încă un lucru, ultimul, legat de prezență. Apostolul zice că noi suntem un neam de preoți, o seminție aleasă. Mi se pare că creștinii își dezvoltă uneori un simțământ din ăsta de nimicnicie nepotrivită. Zmerenie
uneori împinsă la un extrem nepotrivit. Ei zic așa, Hristos e puternic, Dumnezeu este puternic, are și oamenii lui, dar eu, vai de mine, deci nu, eu nu pot, eu amărâtul, păcătosul, dar tu ești un neam de preot, tu ești o seminție aleasă. Cum, cine e, care e eu? Tu, cel care poate că nu ești ordinat, cel care poate că nu slujești public într-o biserică, tu continui să fii asemenea fraților tăi, de care ziceam adineauri, un neam de preot, o seminție aleasă. Și care este chemarea ta? Să rămâi neam de preot și seminție aleasă. Adică să domnești împreună cu Hristos. Mă întorc la prezența aia din cameră. Cine e mai puternic în cameră? Prezența sau tu? Eu cred că tu, locuit de Duhul lui Dumnezeu, ești infinit mai puternic. Prezența nu poate decât să-și arate colții, să răgnească la tine ca un leu, dar mai mult de atât nu poate să facă. Pentru că tu ești chemat să domnești împreună cu Hristos. Și ca tare, ești cel mai puternic. În momentul în care intri într-o cameră, cine e mai puternic? Prezențele răuvoitoare de acolo? Sau tu, care îl reprezinți pe Hristos ca Domn? Înseamnă asta că eu chem la ceva abuzuri sau să ne pretinde nu știu cine? Nu. Ci pur și simplu la acceptarea a realității, a ceea ce Hristos a făcut din fiecare dintre noi. Tocmai gândul ăsta, și te poate liniști, îi poți pune la loc. E suficient, eu nu zic să poruncești, să scoți, să bagi. Zic doar atât, în mintea ta, să conștientizezi că tu ești deasupra forțelor lor. Trei lucruri se pot spune unei astfel de persoane. Bine, ele se pot spune mai multe, dar trei zic eu. Să rupă orice legătură cu zona aia. Zona va striga pe nume. Zona aia ocultă în care a fost angrenat îl va ispiti, îl va înconjura pe dinainte și pe înapoi. Va folosi orice mecanism, orice idee, orice gând pentru a-l lua înapoi. Să rămână lui Hristos. Se va da o bătălie teribilă pentru sufletul lui, dar să rămână lui Hristos. Să conștientizeze că a schimbat Domnul și că de aici încolo el este supusul altcuiva și să rămână în curțile lui Hristos. Orice alunecare poate să fie foarte periculoasă. Pot să fie de 7 ori mai grav în termenii pe care îi folosește Scriptura. Rămâi în curțile lui Dumnezeu. 1, 2, rămâi și la tine, ca și la noi toți ceilalți din curtea asta lui Dumnezeu, se aplică aceleași reguli. Vrei să rămâi în picioare? Vrei să rămâi în picioare în ziua cea rea? Rămâi în Evanghelie, rămâi în adevăr, rămâi în Scriptură, rămâi în credință, rămâi în neprihănirea pe care ți-a dat-o Hristos. Doar așa. E ciudat să zici că doar așa, că oamenii caută lucruri magice, spectaculoase, dacă se, domnule, să mărturii, să zici, să sară, să... Nu. Simplu. Și foarte zmerit. Citește Scriptura, roagă-te, că nimic alta nu cere Dumnezeu de la tine decât să umbli zmerit cu Dumnezeul tău. Să iubești mila, să faci dreptate și să umbli zmerit cu Dumnezeu. Și trei, aș mai zice același lucru pe care spuneam adineauri, înțelege că ești mai puternic acum decât ai fost vreodată în partea cealaltă. Mai știți că sunt creștini care se duc în zona păcatului generațional, de exemplu, sau a blestemelor care vin din părinți în copii până la nu știu câte la neam. Mărturisesc că eu nu mă duc așa. Din felul în care citesc eu Scriptura, înțeleg că jertfa lui Hristos este suficientă și puternică pentru a rupe orice lanț. Și a rupt acolo lanțul. Acolo a frânt blestemul. Acolo a luat robia roabă. Acolo a frânt boldul morții. A pedepsit și nelegiuirea mea, care venea în copiii mei, și nelegiuirea copiilor mei, care venea în strănepoții mei, și așa mai departe, a pedepsit-o Hristos. Dumnezeu în Hristos a pedepsit-o acolo. De ce să mai pedepsească acum? Ar însemna ca jertfa să nu fi fost suficientă. Hristos a lăsat ceva nefăcut. Deci trebuie ca Dumnezeu să se întoarcă și să pedepsească. Totul se schimbă. Dacă remarci tot ce spun, din felul în care citesc eu Evanghelia, totul se schimbă cu Hristos sau nu se schimbă deloc. Rămâne valabil versetul dacă nu l-ai întâlnit pe Hristos. Există legea
care ți va impune, care va deschide cale pentru blestem, rămâne, rămâi pe un câmp deschis al forțelor spirituale care se luptă ca hienele pentru tine. Dar dacă ești al lui Hristos, totul s-a terminat. Totul s-a închis, blestemul a fost frânt, păcatul a fost frânt, de aici încolo trăiești sub autoritatea celui care poate să te păstreze până în ziua aceea. Totul se schimbă cu asta. Cred că versetul acela, versetul ăsta, de exemplu, și are împlinirea în Hristos. Da, Dumnezeu așa făcea, dar Dumnezeu a și făcut-o în Hristos. S-a terminat acolo. Cât privește, vorbeam adineauri, generațional și așa mai departe, sunt creștini care se duc, sunt cărți foarte multe scrise pe tema asta. Eu tind să cred că nu, totul se oprește și se pornește cu Hristos. Și dacă Hristos a făcut ceva, Hristosul Scripturii a făcut definitiv, a făcut bine, a făcut până la capăt, nu s-a oprit.